Merită să scotocești prin toate sertarele bunicii în căutarea monezilor comori. Dacă mai ai pe acasă monede de 50 de bani cu echipul lui Cuza din anii 90, sunt mari șanse să le vinzi la un preț extraordinar. Colecționarii evaluează aceste monede la 100.000 de euro, potrivit unui anunț de pe OLX. Conform știri de Cluj.ro, în anunțul postat pe OLX se menționează monedă 50 de lei din 1994 cu Alexandru Ioancuza, preț 100.000 de euro. Moneda nu a fost curățată cu nicio substanță, este în stare bună după cum se poate observa. Colecționarii evaluează o astfel de monedă la un preț considerabil, deci dacă dai de vreuna, îți poți ajusta substanțial bugetul, scrie Antena 3. Cea mai scumpă monedă românească este considerată a folului Carol I, cu o valoare nominală de 20 de lei. Acesta a fost emis în 1868. Purta efigia domnitorului roman avea 6,45 de grame, din care 90% aur și 10% cupru, și a fost emis în maxim 200 de exemplare. Acesta făcea parte din planul domnitorului de sfidare a Imperiului Otoman și de acțiune independentă. Nu a fost pus niciodată în circulație, ci trimis spre topitoriile turcești. Foarte puține exemplare au supraviețuit. Moneda are valoare istorică, deoarece prefigura independența României câștigată formal în 1877. Presa a scris că în catalogul de monedă românească, piesa de 20 de lei din 1868 are o cotă de 250.000 de euro. Experții BNR dispută această valoare și dau o altă cifră, 100.000 de euro. Și măcar aceasta nu a fost atinsă vreodată, maximul fiind de 32.500 de dolari în 2010, relatează știrdecluj.ro.